Hei eu, salutare jupăneilor, bine ați venit la un nou episod de și despre FIFA 19, un nou clip din seria Pack Opening. Astăzi avem 16 pachete, suntem pe contul mare, dar înainte să le vedem pe toate, nu uitați să apăsați repede Jordan și de like, să lăsați un coment, să vă abonați la canal, să distribuiți episodul și să bifați clopoțelul. Hai să luăm de la stânga la dreapta și să vedem ce avem. Jumbo Gold Pack, Jumbo Premium Gold Pack. Asta nu știu ce valoare are, dar asta e de 15.000. Prime Gold de 45, 4 Mega Pack-uri de 35, un Tourer Gold Players Pack, Rare Electrum, Prime Mixed, Rare Mixed, 3 UEFA Champions League Rare Player, 3 de mult probabil, și cele două de la Pre-Order. Nu știu cu ce să încep, sincer, fraților. Hai să începem cu ăla din stânga de tot, fiindcă... e decent. Nu mă aștept nici la board, sincer, fiindcă doar 3 rare din 24, nici măcar gold rare. Ne-a dat un high midfielder, non-rare. Ok. O minge. Aia e untradeable. Cred că l-am de la quest-uri, nu știu. Schimbăm noi frumos așa. Salvăm cei de salvat. Poate face ceva și kitul lui Bayer, Mühen nu face nimic. Nu mai insistăm, dăm submit. Hai să dăm în astea de 15.000, că nu mai sunt ce au fost. Și nu mă pot contrazice pe mine. Anul trecut astea de 15.000 erau destul de ok. Acum văd că s-au cam stricat. Olivier Giroud de la Chelsea, pe care nimeni nu-l joacă din cauza pace-ului. Belhanda, ok, poate prindem și noi ceva astăzi, m-aș bucura. Astea pre-order, nici din astea nu am luat nimic. Oh, e walkout, hai te rog frumos, ceva big, dăm peste nas, italian, goalkeeper, Gigi Buffon, 88, mulțumesc. Ei, în sfârșit prindem și noi ceva din pachetele de la pre-order. Nu știu cât e GG, nu cred că e 50.000, dar important e că avem walkout. Altceva nu cred că mai e. Un 83, cât e Buffon? 35.000, 30, pe acolo 35.000. Nu este rău, avem și un român. Maestro Shield. Ok. Hai că e bine. Se putea mult mai bine, dar se putea și mult mai prost. E rezonabil. Dăm și în ăsta. Hai măcar un port acolo. Nu e nici port. Nu-i nimic. Iker Casillas, 82. Portarul la FC Porto. Bam, 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 bam. Engine. Ok. Acum să vedem cum dăm mega pack-uri, nu? Tourer, Rare Electrum, cred că dăm un Prime Mixed Players Pack, că nu prea are ce să dea. Ia să vedem. Mi se arde becul, ce masă, nu mai am lumină bună. Rămânem pe întuneric, fraților. Un singur gold, bine că-s 3 silver și doar 2 bronze. Cred că era și un român din câte am văzut, nu m-am uitat bine. Așa, le facem Champions League, da, ok, hai, lăsăm mai încolo. Tourer, la mâna asta, hai, Tourer Gold Players Pack. Să vedem ce zic astea, cred că e board, da. Și e portughez, CIM Bruno Fernandes, de la Sporting Lisabona, nu știu dacă e tradable sau untradable. Aflăm acum împreună, da, e untradable. A? Păi de ce nu putem să-i schimbăm? What the fuck? Nu înțeleg chestia asta. Dacă-s dubluri, de ce nu-mi dă opțiunea să-i pot salva? Ia să vedem. Păi nu mi se pare ok. Stai că e echipa items. What the fuck? Eu cream că-s dubluri.
Doamne, sunt bătut în cap, frate. Mă pregăteam să le dau cu Excel. Bun. Le facem pe un Zegam Discanca, nu? Rare Mixed. Ai Rare Mixed, 12 jucători, 4 gol, 4 silver, 4 bronze. Ah, toți rari. Nici board măcar. German Kruse, cine? Da, Max Kruse. Vă pun acum notabil doar Buffon. Nu-i bine, sincer. Mai avem mega pack-urile. Rare Electrum, demonașa de Champions League. Hai să le luăm sau le lăsăm la final, nici nu știu. Hai să dăm în 2 mega, după aia în prime. Avem și Rare Electrum. Nu vrea văd. Cred că e board, da? Și Savic de la Atleticao Madridao. Îl mai avem și cred că tot untradeable. Nu îl mai avem. Jucători, squad fitness-uri, consumabile, 3000 de coins. Aaron Martin, kitul lui Norwich. Era și ceva de la Milan pe acolo. Ok. Hai mă, mai dăm și mie ceva, că mi-e foame, bord. Ia să vedem. Spaniol, CM, iar amendi 84. Ok. Raul Azulică, Sniper Powerhouse, Guerrero, Enfield. Columbia nu cred că face ce, nu face nimic. Bun. Motherfuckers. Prime World poate? Nuts nici de aici. Nu-i nici bord. E Gueye ăla. Da, Gueye de la Everton. Pf, da. Am început bine cu Buffon, dar văd că terminăm rău. Bine, mai avem pachete. Cămau, acum dăm mega pack-urile astea ce au rămas. Ei, walkout, hai, te rog frumos, ceva frumos, campante limon. Yo! E? Yeah? Nu știu cine. Aoleu, hai, mi-a dat pe Matic, 86. Unul dintre cei mai slabi din walkout. Dar ce să facem, na. Bine, măcar că ne-a dat, nu? E și untradeable. Mai dă-ne ceva. Nimic. Cât ar fi? 20.000. O să-l folosim. Nu-i de neglijat nici el, sincer. Hai să vedem ce putem salva. Ghezal. Merge și ăsta și ăsta. Wembley nu știu dacă face ceva. Nu face nimic. Nici Selesau. Ba, Selesau o face. Bun. Bă, nu e tocmai rău, dar hai, forțează nota de plată. Și când nu e port și când ne dă walkout, bă, ne dă așa peste gură. Tot aștept și eu jucătorul ăla big smoke. Bă, nu leasă. Am câștigat-o pe ea măcar. Farfan, Muchiel, dacă s-ar transfera într-un campionat ca Premier League, ar fi tare. Vă dați seama acum un fel de Sergio Ramos, dacă ar lua, să zicem, 3 in form. Sau ce la, nu știu, 82 primul in form, 83, după 85 statusuri, îi mai dai și un anchor sau sentinel, îl faci Ramos direct. Dar greu așa să fie jucabil. Rare Electrum. Rămânem cu Matic și Buffon. Se pare că da, Matic și Buffon. E board aici. Hai să vedem, dă-ne ceva. Brazilia. Ai, de ce nu CDM 83. Dă-mi numai pe Fabinho odată. Visca. O grămadă de jucători. Da, fraților, nu avem astea de UEFA Champions League.
Nu e tocmai rău, dar nu e nici foarte bine rezultatul de astăzi. Hai să vedem ce avem aici. E greu cu walkout. Ar fi ceva să-ți dea. Englez? Nu, nu englez. Incredibil. Nu știu ce steag e ăsta, sincer. Nu știu, chiar nu știu. Sunt depășit de situație. Hai să vedem pentru cultura mea generală, Georgia. De azi înainte o să știu că este steagul Georgiei. Dăm și noi astea. Dăm walkout-ul ăla odată. Bine, și pe board poate să spice ceva care să facă 10, 20, 30 de mii. Cine mai e și ăsta? Aoleu, Nakamba. Doar de ăștia din țări ciudate primim. Bine, măcar că sunt tradable, dar undeva la 2000 bucata. Și ultimul, dar nu cel din urmă. Da, asta a fost, jupunilor. Rămânem cu cei doi walkouts. Carvajal. Aia, Odriozola. Nu putea să fie Carvajal. Hai să vedem cât costă Odriozola. Cred că e 5000. N-aș vrea să greșesc. Nici atât. 3000. Da, bă, n-a fost să fie, fraților. Adică nu sunt tocmai dezamăgit că am primit un bufon. Matici pe care o să-l putem folosi. Sincer, mă așteptam la ceva mai bun. N-a fost să fie. Sper că v-a plăcut episodul. Eu am fost Surtaciu. Voi ați fost și rămâneți pe viață cei mai tari jupânșei. Până data viitoare, dăm cu pace, stimă, iubire, credință și a big boy, a big smoke, respect pe viață.